Bun găsit la o nouă ediție a proiectului Personalitatea de la A la Z, coordonat de doamna psiholog clinician Camelia Dragomirescu. Numele meu este Alexandru Popa, psiholog clinician în supervizare și astăzi vă voi vorbi, tema de astăzi este somatizarea. Vă voi vorbi despre ce reprezintă această somatizare, toată lumea cred că se întreabă. Oricare dintre noi experimentează la un moment dat un disconfort fizic, o durere de cap, de stomac sau de spate, probleme cu tranzitul intestinal sau schimbări fizice evidente. Organismul uman este destul de ușor influențabil de către factorii externi, de trăirile noastre emoționale. Când avem o suferință, mergem la controle medicale de specialitate și facem o serie de investigații. Uneori identificăm o afecțiune organică, alteori nu. În astfel de situații apare îngrijorarea. Nu am nimic și totuși mă simt rău, nu mă simt bine, mă doare ceva. Reacțiile fiziologice la stimuli emoționali variază în funcție de natura stării emoționale care le precipită. De exemplu, râsul este o reacție la veselie, plânsul este o reacție la supărare, oftatul exprimă ușurare sau disperare, iar îmbujuratul exprimă jena. Tensiunea arterială ridicată și activitatea cardiacă accelerată sunt rezultatul maniei și a fricii. Secreția gastrică sporită poate fi un răspuns la un pericol. Atacurile de astm pot fi corelate la un impuls inconștient de a striga după ajutorul cuiva sau al mamei. Când apar somatizările? Somatizarea trăirilor apare atunci când intensitatea emoțiilor cu încărcătură negativă sau caracter negativ și mai ales constanța lor depășește pragul suportabil al unei persoane, scoțând-o din area sa de confort. În acest caz, psihicul, neștiind cum să gestioneze trăirea, o transferă organismului, care încearcă să-i dea o formă exprimând-o fizic. Somatizările sunt deci reacțiile corpului, conștientizate sau nu, la neacceptarea și nerezolvarea problemelor reale de identitate, de stres, de decompensare a sistemului nervos. Corelația ce se stabilește este o relație simbolică între cauza declanșatoare și simptomul organic. Ele apar atât în rândul adulților, cât și al copiilor. În cazul acestora din urmă, mecanismele de apărare fiind insuficient de dezvoltate, simptomele vor fi zgomotoase. De exemplu, durerile de burtică îi pot împiedica pe copii să meargă la școală sau să participe la un concurs. Cele mai frecvente somatizări care apar în viața de zi cu zi sunt astmul bronșic, cefalea sau dureri de cap, migrene, ticuri, alergii, dermatite, gastrită, ulcer, amețeli, leșin, vărsături, colon iritabil, nevroză cardiacă, hipertensiune arterială sau infecții urinare. Toate aceste simptome pot fi date de somatizare în urma unor probleme reale, psihologice, unui stres puternic sau disconfort prelungit. Ce este de făcut? Printre altele, este important să nu depășim, să nu încercăm să facem o separație sau să despărțim psihicul de trup, ci să le privim ca pe un tot unitar. Cei mai mulți dintre noi tratăm propria minte ca fiind dușmanul nostru. Refuzăm să ascultăm semnalele pe care ea ni le dă, nemulțumirile, conștientizate sau nu, iar când organismul începe să somatizeze, dezvoltând diferite afecțiuni, ne năpustim asupra lui cu medicamente, de multe ori inutile. De obicei, medicamente ce se dau în bolile organice de inimă, digestive, respiratorii, care pentru faptul că noi nu avem o problemă fizică reală, pot să facă mai mult rău. Un prim ajutor emoțional în calmarea simptomelor le reprezintă conștientizarea emoției sursă din spatele afecțiunii. Cel mai adesea acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui terapeut. Tratamente și intervenții care se pot aplica persoanelor care au tulburare de somatizare sunt, ele apar în momentul în care persoana solicită tratament medical pentru acuzele somatice, neconfirmarea unei boli organice de către specialiști îi determină pe pacient să apeleze la mai mulți medici pentru a-și confirma temerile și propriile convingeri legate de boală. Acest comportament îngreunează extrem de mult demersul terapeutic,
Cu cât vor merge la mai mulți medici, cu atât li se vor recomanda mai multe investigații și analize și probabilitatea de a primi tratamente multiple și nefolositoare este mai mare. Prin aceste tratamente ei mai mult pot încurca. Ce rol are psihoterapia? Psihoterapia are ca scop conștientizarea situației reale pe care o trăiește persoana și apoi modificarea modului în care este privită problema de către persoană. Pacientul învață să își conteste presupunerile patologice, să își exprime emoțiile și, în final, să își schimbe comportamentele. Din această perspectivă, tratamentul în astfel de situații este cel mai eficient, dar necesită timp și motivație din partea pacientului. Prin tratament mă refer aici la psihoterapie. Ca și context actual, aș vrea să discut puțin și să ating puțin tema cea mai prezentă acum în perioada COVID-ului, ca să spun așa, da? Cu ce ne confruntăm cel mai des? Ca și parte de somatizare ne putem confrunta cu dureri de burtă, dureri de cap, cauzate de teamă, da? Teama de izolare, teama de singurătate, teama de boală. Ne putem confrunta cu amețeli, cu vărsături. De exemplu, o chestie foarte întâlnită în ultima perioadă, cel puțin pentru mine, a fost faptul că persoane sănătoase dezvoltă prin somatizare simptomele bolii efectiv, adică au tuse puternică, unii au și febră, fără ca oamenii să aibă efectiv o boală, nici măcar nu sunt răciți sau ceva. Așa că ce pot să vă recomand este să tratați lucrurile cu seriozitate, dar cu calm și cu să încercați să găsiți un echilibru și să stați liniștiți. Există soluții, puteți merge la medic, puteți face analize și puteți afla cu certitudine dacă aveți sau nu o boală reală sau ați contactat virusul în mod real sau nu, și există tratament, există multe mijloace prin care puteți depăși această criză. Cam asta aș fi vrut să discut astăzi și să acopăr legat de somatizare. Cumva somatizarea se leagă și de o altă afecțiune, ca să spun așa, de o altă teamă psihologică, o altă tulburare, ipohondria, și cumva aș vrea să discutăm despre asta mai pe larg într-o ediție următoare sau despre o altă temă de actualitate. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine și multă sănătate!